tab să fiu la first person, pe E pornesc motorul, W să da jungla locație. Bă, mi se pare prea tare jocul. Mă jur. Și acum merge motorul. Cum dracu așa cu tab? Salutare tuturor și bine v-am găsit din nou, astăzi vom face jocul Stormwars. Este un joc foarte șmecher și am văzut câteva chestii despre el și mi-a plăcut foarte mult. Din ce am înțeles eu, nu știu foarte multe, extrem de multe despre joc, dar am văzut câteva chestii ce mi-au plăcut, cum ar fi că poți să-ți faci tu gen nava ta de a salva oamenii, ceva de genul. Hai să vedem ce putem face aici. A, și apropo, demo-ul este gratis pe Steam, puteți să downloadați și voi dacă vă place jocul să jucați gratis, cum am făcut și eu. Hai să dăm career și să vedem despre ce e vorba, habar n-am. Chiar, pe bune, știu decât că trebuie să salvezi, dar știu din ce am citit că poți să-ți creezi tu gen elicopterul, nu știu exact ce. Sunt noob. Ok, ne alegem culoarea. Hai să o facem mai închisă. Și acum părul. Cum dracu aleg părul? Ok. Character, male. Randomize, nu, vreau să mi-l aleg eu, boss. Perfectă freză. Zici că Elvis cu freza asta. Ok, hai să facem așa. Eyebrows. Nu știu care să facem. Eyebrows 4. Ok, facem. A, asta arată prea trist. Ok, lăsăm pe ăsta. Să-i băgăm mustață. Oribil cu mustață. Barbă. Oho! Hai să-i punem bărbălou ăsta, ești nebun. Bine, îi punem bărbălou. Îl lăsăm așa. Bine, e puțin cam negru. Îl facem mai alb. Ok, merge. Haine. Ah, hai să-i pun un tricou. Mamă, ce tricou simplu, frate. Mi-e milă de el, n-are bani să-și iau un tricou. Nu știu ce culoare să-l îmbrac. Hai să-l îmbrac în verde. Shorts. Shorts să fie... Ce dracu culoare să-i fac? Albi. Orice culoare fac arată oribil. Shoes. Nici n-are shoes, băiatu, ești prost. Shoes, hai să-i fac alb și pe ăștia. Măcar să arate un pic amarinar. Base clothes, extra clothes, hat. Oh, da. Capitan, ăla e. Perfect. Mască. Bine, las. Bă, de fapt ar merge o mască. Gas mask. Hai să las gas mask. O fac negru pe asta. Și... Ok, hai, clothes, ce clothes? Kevlar, police vest, marfă. Nici nu știu. Pilot lightsaber, hai să las așa. Welcome to Stormworks. Mamă, cât de șmecher e, chiar nu mă așteptam să fie așa de șmecher. Barca mea a fost lovită în ultima furtună. Trebuie să o repar cu workbench. Wardrobe, workbench, 36 de metri. Doamne, ce grafică marfă are! Opa! Ce-am făcut? Ah, am luat-o cu Q. Și cu ei dau drumul sau ce? Da. Doamne ferește! Nu mă așteptam la grafica asta. Dar o aruncă la mama dracu așa. Ok, cu Q și E aparent controlez tot. Am ieșit afară. Trebuie să mă duc la workbench, să repar acolo să văd. Asta este doar demo, puteți să-l jucați și voi după cum am spus. Mamă, ce-am luat-o la fugă pe astea. Bă, nu pot să cred că de tare poate fi jocul ăsta. Workbench. Mamă. Aici îmi repar banca. Barca. Banca. Ce? Pot să... pot să rotesc camera cu click dreapta, ok.
Ok. Zoom-o, zoom-in. Hai să fac tot ce mi zice ăsta la început. Deci, nu pot să cred, aici am, fac eu barca mea proprie. Return camera. Place a block in the highlighted space. Nu înțeleg ce trebuie să fac. Chiar nu înțeleg. Mă jur dacă înțeleg, că... Stai așa, să înțelegem. Place a block in highlighted space. Move over an agent. Ah, uite aici am un highlighted space. Am înțeles. Deci aici am construiesc eu asta. Ok, aici îmbunătățesc nava. Ok. Click on the wedge block. Ah, astea sunt astea cu colțarii. Ok. Ce se întâmplă? Stai, nu înțeleg. Dar nu înțeleg cum îl rotesc. Cum dracu îl rotesc? Mamă, până îmi dau eu seama. Până acum îmi place jocul. Vreau să văd dacă putem să... Cum dracu rotesc eu asta? Ah, am înțeles. Gata. Am reușit. Yeee! Pyramid block acum. Trebuie să-l punem aici. Așa. Cu mouse-ul automat. Wow, mamă, ce e asta, frate? Connect logic. Deci. Front of the seat până la engine. Trebuie să conectez butonul de, am înțeles. W și S trebuie să conectăm. Doamne, ce complicat e. Deci aici conectez asta la frână. Și asta power out. A, aici aduce puterea de la motor la rotiță. Save. Enter name for this vehicle, nu știu. Ba, ambarcațiune, să numim așa. Ok. Your boat is ready to go. Press pound button. Ok, am spawnat-o. You have a new mission. Wow, uite-mi și barca! Asta e barca care am construit-o? Tutorial mission. Deliver medical supplies. Trebuie să... Toggle active. Ok, press N again acum. Medical supplies, astea-s medical supplies, trebuie să le cărăm cu noi. Bă, cât de tare e jocul ăsta, frate. Trebuie să îl las. Hei! Tocmai am căzut în apă. Nu cred că e bine. Oare pot să urc? L-am lăsat acolo, e bine. Pot să ieși de aici? A, uite pe fu. Doamne, dar e pontonul cam mare pentru barca asta să sară în ea. Trebuie să iau un not. Trebuie să mă uit și că la scaun și să apăs pe F. Ia să sar direct în ea, dar nu prea mi-a ieșit. Așa, uite, uite că am reușit. F-sit. Yes! Și acum vă cu third person, uite-mă și pe mine. Tab să fiu la first person. Pe E pornesc motorul. W să da jung la locație. Bă, mi se pare prea tare jocul. Mă jur. Și acum merge motorul. Cum dracu așa cu tab. Doamne, ce grafică minunată. Nu pot să cred.
Deci nu pot să cred că am dat de jocul ăsta și e gratis demo. Hai să vedem. Dubluva să dă să ajung la locație. Hospital. Până acum e mega super, mai ales că îmi construiesc singur barca. Ăla a fost val. Și are și o grafică marfă, zici că e jalupi. Hospital. Oh, pot să mă iei și prin apă în sus și jos. A, mai era jocul la Stronir, tot așa cu graficul de asta mișto. Hospital. Oare trebuie să cobor aici sau cobor pe partea de alta? Hai să cobor pe partea de alta, că văd că mai e de mers. Poate are un ponton și acolo. Ba da, greu merge bărcuța asta mea. Sunt curios dacă o să pot să-i pun motor mai puternic și nebunii de astea. Cred că pontonul ăsta e bun. Aola, niciodată nu m-am priceput să parchez barca lângă ponton, mă jur. Se pare cea mai prostă chestie. Și mereu am eșuat cu barca, ok. F. E să iau ăsta, hai să sar. Aolo, cum ajung eu aici sus? Doamne ferește! Cum ajung eu pe ponton? N-am idee. N-am nicio scară, n-am nimic. Cred că trebuia de pe barcă să sar direct pe ăsta. N-am nicio șansă, trebuie să urc din nou pe barcă. Urcă pe barcă! Hai și să mai apropii un pic barca de ponton. Da, să-mi și iasă. Mamă, cât de greu aproprii. Mai mult ocolesc. Nu, nu pot să cred. Du-te. Așa, 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 așa. A, uite mă că aveam scară. Sunt retardat acum, am văzut. Da, lasă că am luat așa frumușel. E, pick up. Hai să merge cu cutiuța să, cu medical supplies, cu medicamente la spital. Să aprovizionăm spitalul, frate. Putem noi să nu-l aprovizionăm? Hai să fugim, că e urgență. Uite și pe asta, cine ești, mă? Băi, zici că sunt în jalupi varianta pe... Ah, hai să deschidem și noi porțe, că nu ni le-a deschis nimeni. Bă, dar nu-mi cape cutia. A, dracu, cutie. Stai așa că trebuie să o iau altfel. Bă, ești prost? Eu nu trebuie să intru aici? Sau era un drop zone pe partea alaltă și n-am văzut eu? A, era un drop zone pe partea asta alaltă, sunt retardat. Am pus. Mi-a dat 900. Acum trebuie să mă întorc acasă. Mi-au bărcuța. Da, nu e prea mișto jocul ăsta, sper să aibă succes. Aș vrea să apară jocul, deocamdată este doar demo și să fac serie lungă, lungă, lungă cu el. Aaaa, nu cred că e bine nici acum. Hai că și-a revenit. Nu, n-a intrat de tot la apă, e bine. Acum ne ducem spre a căsică. Sper să nu facă și jocul ăsta cum ce-mi plăcea mie Raft înainte și l-am jucat și acum nu pot să joc, frate, pentru că n-am acces la joc. Mă enervează faptul ăsta, dar o să apară jocul odată și tot o să-l joc. Dar e nașpa când joci un joc care nu te dea nimeni 2 bani pe el înainte Raft și a ajuns super cunoscut și acum nu mai pot să joci că fac versiuni doar pentru, probabil, nu știu sigur, youtuberi cu foarte mulți. Foarte multe vizualizări. Eu deocamdată n-am așa de multe să primesc Raft. Dar poate că jocul ăsta îl vom juca mai mult timp. Hai să ajung la casă. Mai am 500 de metri. Bagă viteză. Ia cum se învârte rotița asta. Aia e tot, frate, la atâta mai bărcoiul ăsta. O elice. Elicituță, cum să zic, e super mega mică. Ok. M-am întors acasă. Hai să-mi parchez ăsta. O să am și elicopter mai încolo. Asta e partea marfă, că de-aia am văzut și ziceam eu că pot să-ți construiești nava. Că nu era neapărat
barcă, e super mișto jocul. Interesant că nu am mai văzut așa joc până acum. Hai să ne întoarcem acasă, să vedem dacă mai... Opa! Aolo, am închis asta. Nu! No! Hai să o deschid. Hai să o deschid. Ok, am deschis-o. Alea erau luminile. Mă întorc acasă să vedem dacă mai e ceva din demo. Bă, da, zici că e fratele lui Jalupi jocul ăsta, mă. Pă bune. Nu m-ar mira să fie făcut de ce ești oameni. Hai să mă duc să mă culcică. Ok, bed. Tutorial complet. Wake. Mission available. Oh, nouă misiune. Container delivery. Iar să transport nu știu ce container. Bă, nu pot să iau și pe scurtătură. Că m-am plictisit. Să iau pe scări. Ok, am putut aparent. Hai să vedem ce container delivery. Nu aici, am uitat. Exit. A, vehiculul nu e spanat, deci trebuie să-l spanez. Jump, control to crouch. Ok, am înțeles chestiile astea. Nu mai știu, am uitat deja de unde selectam misiunile. În orice caz, hai să-i dăm spawn-ul ăsta. Pentru că nici n-avem ce să facem altceva. Spawn. Și acum nu mai știu cum selectam misiunea. Cam, ne-am uitat. Tab. Oh, am lanternă care o scot din cap. Nu știu cu ce luminez eu, că nu luminez cu nimic. Hăba. Wave. Ah, pot să... Păi, ești nebun. Yes. Pot să fac scheme. Bă, pe care dracu selectam misiune? Aici? Nu aici. Doamne, cum să uit de la cer la pământ? Logic. E selectat logicul. N-am eu ce să mai selectez. Merge settings. Bă, să mor eu. Am găsit în sfârșit, frate, butonul era pe B și aici găsesc misiunile. Nu mai înțelegeam, fratele meu. Ok. Și trebuie să iau container și să-l transport la mama dracu. Hai să mă duc să le iau. Faza e cum dracu le transport eu, că nu o să-mi capă în chestia asta. Dacă e containerul la care știu eu, da, e containerul la care unul l-am băgat în fundul apei. Da, cum dracule care eu? Asta este întrebarea. Aș putea oare să fac ăsta mult mai lat? Este așa. Hai să mă urc sus și să încerc să editez barca. O, Doamne, o să fie greu. Chiar o să fie. Nu știu, pot cumpăra oare chestii? Nu cred. Cred că asta e tot ce o să am. Inventory. Ce? Am mai multe? Două în stoc. Oho, păi vreau 3. Dacă se poate. Dar stai, mamă, păi o să-mi iau o grămadă. Ce stai, mă, așa? Ok, nu vreau. Vreau să dau cancel la propeller. Vreau să fac altceva. Cum scot o piesă oare? Trebuie să mă mai învăț cu chestiile astea. Ce face I? A, rotește, dar nu vreau asta. Aha. Select a component. Erase. Erase, mă, asta e. În primul rând, trebuie să-l facem mai spațios. Ok.
Și să încep din partea asta. Bine, nu o să pot să editez foarte mult. Poate o să mai încerc să editez chiar dacă e tutorial. Ăsta tutorial, demo. Dar tot te marfă jocul. Mamă, ce-am făcut? N-am vrut să fac asta. Iertați-mă. Dar chiar n-am vrut să fac asta. Ok, tot ce distrug o să trebuiască să pun la loc, ceea ce nu e bine deloc. Hai să demolăm mare parte din barcă, să vedem ce se alege de ea. Ok. Hai că mai am un pic să fac ce vreau eu să fac. Mamă, săraca barca, am demolat-o de tot. Acum trebuie să acopăr spațiile astea lăsate goale. Și cum o să fac eu asta? Mă enervează că nu pot să mă deplasez cu săgețile, urăsc chestia asta. Nu-mi place să mă deplasez cu mouse-ul. Dar dacă așa am zice asta, eu ce să fac? Ah! Mamă, cât o să-mi ia să rotesc asta... Așa. Hai că sunt aproape. Nu, eram bine. Mamă, până îmi dau eu seama cum o să mișc piesele astea. U. L. În sfârșit, în sfârșit. Am nimerit. După 100.000 de ani. Mamă, 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 cât de greu e. Ok. Mamă, asta am nimerit bine. Of, Doamne, hai să punem repede pietre pe aici. Pietre, pătrățele din asta. Haha, m-am chinuit o grămadă să fac chestia asta aici, nici n-aveți idee. Măcar am făcut mai mult spațiu, ăsta e bine. Trebuie acum să iau și ăsta. Încerc să fac o primă construcție. Ok, bang, bang. Iau și pe ăsta, nu știu ce dracu era chestia aia. Era construit foarte frumos ăsta aici. Nu cred că o să mai fac eu așa ceva în viața mea. Nu știu pentru ce e ăsta. Avea gaură. Mă rog. De aici o să continuăm platforma. Așa. Pentru că am nevoie de mai mult spațiu aparent. Mamă. Și acum cum o securizăm noi și din partea asta? Asta e întrebarea. E foarte greu să construiesc cu mouse-ul ăsta retardat, nu-mi place cu mouse-ul. Trebuie să apăs în continuu pe mouse, ok. Hai să mai încercăm. Știi ce? M-am gândit, asta e așa. Să pun aici aceste trei motoare. Nu știu cum o să fac asta. Propeller. Of, Doamne. Așa, perfect. Cum îl leg eu, asta e întrebarea. Și de ce nu pot să mă uit sub barcă, frate? Camera. Orbit mode, free mode. În sfârșit, așa, mă, așa mai vorbim și noi. Ok, pe I. Deci trebuie să apăsați pe free mode ca să vă puteți mișca cu... Stai, mă, ce dracu fa, mă. O, L, J, K. Ok, pe J e. Pe J, unu aici. Pun unu și aici. Și unde dracu să-l mai pun pe ăsta, că n-am cum să-l pun. Să-i fac așa un perete ca să pot să-l pun.
Nu știu dacă va funcționa în primul rând cu 3. Ia să văd ce de-asta mai au. Specialist equipment. Am o grămadă de chestii care pot să le folosesc. Logic. Aolo, fac și mecanismul. Wedge. Asta controlează. Controlează încotro se mișcă barca, probabil. Nu pot să-l pun aici? Ba da. Să punem... am 4? Am 4, e bine. Le las acolo. Ok, acum hai să vedem logică. Nu vreau să intru prea mult în editare. Așa că o să las barca așa. Vreau doar să pot să pun mai multe platforme. Nu știu dacă o să meargă ce vreau eu să fac aici. Sunt curios cum e construită barca de desubt. E foarte mișto jocul, vă zic de pe acum. Logic. Acum e acum. Asta nu știu ce face. Pilot seat. Engine. 1 2 hai că merge. 3. Asta unde le conectez, asta e. Asta nu trebuie la up and down, sunt prost. De ce am pus așa, e bine. A and D, e perfect A and D. Toate le pun aici la A and D. Toate astea verzi. Așa, perfect. Nu știu asta. Astea sunt speciale pentru când o fi. Nu, asta nu știu pentru ce e deocamdată. Hai să vedem barca dacă merge. Mamă, cât de mare e. Și hai să punem încărcăturile în ea. Nu înțeleg cum trebuie să punem încărcătura de aici. N-am înțeles niciodată. Mamă. Am reușit să pun unul. Mai trebuie să-l pun pe celălalt. Pe cătrăl dau dive. Dar cum ies acum? Pe space. Hai să ies afară, să pun încărcătura. Nu știu cum dracul controlez, gen... Aolo, îmi cade barca! Îmi cade barca! E prea multă greutate în spate. Hai să vedem dacă pot să controlez chestia asta ce-am creat-o. A căzut una deja. Ce-a căzut și a două? Nu e bună de nimic barca asta. Trebuie să-i facem protecție de-aia în spate. Bă, dar măcar merg alea 3, frate, merg. Merg forța alea 3. Nu mi-arată ce viteză am, că era marfă, să știu. În orice caz, voi continua să construiesc barca și chestii de-astea dacă vreți. Pot să fac și o serie cu demo-ul ăsta, să încerc să fac altă construcție. Aici voi încheia jocul ăsta, sper că v-a plăcut și sper că vom face multe, multe episoade din jocul ăsta, mai ales când va apărea. Eu am fost Jupanu, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă salut, la revedere!